continuare, ascultați-l pe... Alo, aici e Stroie. Stați, o greșeală. Cum o greșeală? Astăzi e ziua copilului, nu cântă Nestroie, cânt eu. Dar cine ești tu? Sunt Eugen Nestroie, copilul lui Nestroie. Azi n-are cuvântul tăticu, cel amicu va cânta. Și tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Și tra-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. De ziua copilului și de sărbătoarea lui, care e pe tot pământul, vreau să am și eu cuvântul. Vreau acum să spun oricui și oful copilului, pentru ce unii părinți nu vor să fie cuminți și ne duc de obicei în tot locul după ei. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Prin localuri, ce plăcere, stau părinții la o bere și cu toate că e noapte și că în cârciumă n-au lapte, vezi pe tați și pe mămici stând la mese cu ei mici. Frumoasă copilărie, să stai noaptea în berărie, să dorm cu capul pe masă. De ce nu ne las acasă? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Dacă nu-i cu supărare, mai am încă o întrebare. M-a luat mămițica mea la un film de cinema, film sportiv și optimist, zis moartea unui ciclist. Vai ce bine m-am distrat, când acasă m-am culcat, toată noaptea am visat. Am strigat din somn speriat, bam, și căzut din pat, când mama s-a deșteptat și așternutul mi-a schimbat. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Asta m-a avut de spus, tra-la-la, și acum m-am dus. E, dacă te-ai dus, atunci la revedere. Un moment, să se prezinte și pianistul care m-a acompaniat. Mă recomand Vasilica Vasilache. Fiul actorului Vasilache? Da. Și vă spunem la revedere, cu plăcere, pe curând. Și tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la.